În cursul după-amiezii, pompierii mehedințeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la sediul organizației municipale a PSD Drobeta Turnu Severin. La locul evenimentului au fost mobilizate 3 echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin cu 2 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la o imprimantă și un obiect de mobilier. Pompierii au localizat și stins imediat incendiul, care a produs doar pagube materiale, nefiind înregistrate victime. Detașamentul de pompieri Drobeta Turnu Severin a intervenit pe strada Traian la un incendiu produs la un imobil cu degajare mare de fum. Am acționat cu 2 autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. La locul intervenției am constatat că ieșea foarte mult fum dintr-o încăpere. Am acționat și nu au fost victime și am localizat și lichidat incendiul. Pagube? Pagube sunt minore. Mobilier și câteva aparate electrice. Cine a sesizat incendiul? Am fost anunțați prin stația 112. Oamenii din zonă au sunat la 112, iar din fericire incendiul a fost stins foarte ușor, iar evenimentul a fost unul minor. Din informații, incendiul ar fi pornit de la un scurt circuit.